mai spălat noi fundul la găleată, dar cât se lasă așa la fund. Nisip se lasă? Se lasă așa ca un nisip. Dar mai are și niște, noi mai zicem codați sau nu știu. Te aveți curaj să beți? Da. Dar chiar gustați dacă puteți. Oarum. Cum e? Sălcie, nu e. E sălcie. În localitatea Satul Nou, primăria a pus mai multe afișe la fântânile cu probleme, însă anunțurile au dispărut în scurt timp. Asta e. E bună apa de băut? Nu. De ce? E mare și. Nimeni nu se teme. Cu toate acestea, nu e zi în care chimiștii DSP Vaslui să nu găsească dovezi ale apei infestate în județ. O statistică arată că în primele 6 luni ale anului, mai bine de jumătate din sursele de apă verificate sunt nepotabile. Uitați, asta atestă că este un nitrat nepotabil, cam așa arată. Concentrația este foarte mare, dar nu vă spune cu precizie aparatul, așa. Și o să vedeți în comparație cu astea și altele mai încolo care nu se colorează. Deci astea sunt două cuțuri aduse astăzi. Zăpodeni. La zăpodeni. Zăpodeni. Concentrație foarte mare. Aici sunt niște valori normale. Asta e apă de rețea Vaslui. Asta e apă de rețea Vaslui. La robinet. Deci asta este potabilă, nepotabilă. Aia e nepotabilă. Rezultatul i-a surprins chiar și pe specialiști. O apă de rețea Vaslui arată așa, deci de la gălbui pal, merge până la portocaliu roșiatic. Deci o concentrație mai mare ca asta nu prea am întâlnit. Cu valori foarte ridicate, foarte ridicate, 617,38 mg pe metru cub. Având în vedere că CMA-ul, valoarea maximă admisă, este de 50 de miligrame pe metru cub. Noi permanent recomandăm populației să își monitorizeze sursa de apă, să se alimenteze doar din sursele verificate. Recomandăm femeilor gravide, femeilor care alăptează și a mamelor de sugari să apeleze doar la sursele de apă verificate, întrucât alimentând dintr-o sursă de apă neverificată pot apărea probleme diverse de sănătate, dintre care intoxicația cu nitrați. Nitriții atacă sângele, rinichii și produc retard mental. Apa nepotabilă poate fi uneori mortală. Cei mai expuși sunt bebelușii și femeile gravide. În urmă cu aproape 2 luni, la Vaslui, un nou născut de 1 an a murit din cauza apei cu care mama îi prepara biberonul, iar fratele lui, Geamăn, s-a luptat zile întregi pentru a supraviețui intoxicației cu nitriți.